doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Ministerul Culturii se va implica și va aloca bani pentru Târgu Jiu. Se continuă întâlnirile de lucru zonale dintre parlamentarii PSD și primarii din Gorj. Pandurii Târgu Jiu CSM Poliaș se va juca luni 20 martie 2017 de la ora 20:30. Ministerul Culturii se va implica și va aloca bani pentru Târgu Jiu. Pe lângă proiectul de înființare a Muzeului Constantin Brâncuș, se vor demara lucrările de reparație a mausoleului Ecaterina Teodoroiu, a coloanei Infinitului și a operelor din Parcul Central. Locația în care va fi găzduit Muzeul Constantin Brâncuș este o hotărâre ce va fi luată în cadrul Ministerului Culturii, a declarat senatorul de Gorj, Florin Cârciumaru. Părerile specialiștilor oscilează. Unii vor să amenajeze Muzeul Constantin Brâncuș în spațiul de la Casa Gănescu, alții optează pentru Muzeul de Artă, pentru că zona este mai generoasă ca spațiu. Pe viitor ar fi posibilitatea de extindere, deci s-ar putea atașa un alt corp. Decizia se va lua în cadrul Ministerului Culturii. Ionuț Vulpescu, ministrul Culturii, a văzut starea monumentelor din Târgu Jiu și este convins că este necesară intervenția Ministerului Culturii în ceea ce privește reparațiile necesare acestora. Chiar în această vară se vor demara lucrările pentru mausoleul Ecaterina Teodoroiu. A văzut practic starea celor 3-4 monumente, deci a văzut mausoleu, a văzut coloana, a vizitat și operele din parc și este convins acum că pe parcurs este nevoie de intervenția Ministerului în ceea ce privește reparațiile necesare de la mausoleu, de la coloană, cât și de la operele din parc. Chiar își dorește ca în această vară să demareze lucrările de reparațiile care sunt necesare la mausoleu. Și proiectul de modernizare a străzii Calea Eroilor a fost depus și se așteaptă banii necesari realizării acestuia. Se continuă întâlnirile de lucru zonale dintre parlamentarii PSD și primarii din Gorj. S-a ajuns deja la cea de-a cincea, unde participă inclusiv unitățile de concentrate, dar liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, le consideră ineficiente. Funcția pe care o am în Senat m-a ajutat să aduc îmbunătățiri în organizarea și funcționarea administrației publice și ca atare consider că aceste întâlniri sunt cât se poate de eficiente, a declarat senatorul de Gorj, Florin Cârciumaru. Eu pot să spun, ca un om care a lucrat atâția ani în administrație, că aceste întâlniri vor fi foarte eficiente pe viitor, în primul și în primul rând că primarii au auzit direct de la sursă, prin Cosmin Popescu, cum se procedează cu depunerea proiectelor pe PNDL și acest lucru s-a văzut la nivel național, că județul Gorj a avut foarte puține greșeli prin dosarele pe care le-au depus și mai departe, ca un om care conduc o comisie la nivel parlamentar în cadrul Senatului, Comisia de Administrație Publică, am avut ocazia să văd prin aceste întâlniri câte îmbunătățiri pot, prin această funcție, să aduc la câte îmbunătățiri pot să aduc în organizarea și funcționarea administrației. Mi-aș fi dorit ca liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, să aprecieze gesturile pe care le face Partidul Social Democrat și să-l intereseze într-adevăr problemele județului, dar cu toate astea, noi ne vom continua treaba, a declarat Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Și mă doare că face o astfel de politică. Mi-aș fi dorit foarte tare să aprecieze gesturile pe care le face Partidul Social Democrat și mai mult decât atât, mi-aș fi dorit să-l văd că îl interesează într-adevăr problemele județului. Dar de la București se vede foarte greu cum se dezvoltă județul. Nu s-a văzut nici când a fost în județ. Ar fi trebuit să fie mult mai implicat în problemele noastre. Sunt probabil declarații politice, cu siguranță sunt declarații politice. E problema domniei sale, noi ne continuăm treaba. Eficiența acestor întâlniri se va vedea în momentul în care vor fi făcute modificări pe diferite articole în cadrul legislativ, modificări la care probabil și domnul Vâlceanu va achesa, pentru că va conștientiza într-un târziu că problemele primarilor
sunt extrem de importante și influențează în mod direct viața cetățenilor din județul Gorj. Consider că sunt eficiente aceste întâlniri, în care ascultăm problemele cu care se confruntă autoritățile locale pentru a le putea remedia, iar același lucru îl doresc și lui Dan Vâlceanu să facă, a declarat deputatul PSD Gorj, Alin Văcaru. Este rolul nostru al parlamentarilor, să aflăm problemele cu care se confruntă autoritățile locale, instituțiile din județul nostru și noi să le expunem în Parlament și împreună să găsim soluții pentru a remedia acele probleme. Eu îi doresc și domnul Dan Vâlceanu să facă același lucru și e normal să facem, să ascultăm problemele lor, oamenii află informații noi, inclusiv de PNDL, domnul Cosmin Popescu le-a explicat foarte clar cum trebuie completate toate anexele. Eu cred că sunt beneficii aceste întâlniri. Aceste întâlniri ale parlamentarilor PSD cu primarii de la toate partidele au fost apreciate inclusiv de liberalul Liviu Cotoșman, care spune că vrea ca și președintele său, Dan Vâlceanu, să aibă o astfel de inițiativă. Deputatul Alin Văcaru nu a renunțat la ideea de a candida la președinția PSD Gorj și spune că dacă va avea susținerea necesară, se va lupta cu senatorul Florin Cârciumaru pentru șefia organizației. Fostul prefect de Gorj spune că mai este însă destul timp până în toamnă, atunci când va avea loc conferința județeană de alegeri. Deputatul Alin Văcaru spune că important este ca în urma acestor alegeri câștigător să iese Partidul Social Democrat Gorj. Parlamentarul crede că oricine poate candida la orice funcție, dacă se bucură de susținerea colegilor. Eu am spus că e prematur acum, avem alte priorități în momentul de față, dar în toamnă, dacă voi avea susținerea, nu mă voi da înapoi de la nicio funcție. Nu știu care va fi aia, vom vii la vremea respectivă. Dar ca să intri într-o competiție, trebuie să ai susținerea colegilor. Dacă eu sau oricare alt coleg va avea susținere, cu siguranță că la fel vor proceda ca și mine. Vom candida pentru orice funcție. E normal să fie așa. Ce-mi doresc eu este ca, în urma acestei competiții, câștigător să iese Partidul Social Democrat, filiala Gorj. Întrebat dacă l-ar urma pe deputatul Victor Ponta, fostul prefect a spus că nici el, nici colegul său nu vor pleca din Partidul Social Democrat. Victor Ponta va rămâne în PSD și eu voi rămâne alături de dumnealui și de colegii mei din PSD. În ultimele săptămâni se tot vehiculează ideea că Victor Ponta ar părăsi formațiunea politică din care face acum parte. Daniel Surlea, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, spune că bugetul alocat în 2017 este mai mare ca în anii trecuți și cei mai mulți bani se vor duce și în acest an către spitalele din județ. Bugetul primit este suficient pentru tot anul, chiar dacă se mai face și rectificări în lunile august și octombrie. Până la finalul acestei luni, cei care au contract cu CAS vor afla care va fi suma primită de fiecare. 122 de milioane de lei a fost suma alocată către spitale. A fost alocat de către Casa Națională bugetul pentru anul 2017 pentru contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale. Bugetul alocat este suficient pentru aproape tot anul, dar după cum știm, în fiecare an oricum mai au loc rectificări de regulă în lunile august, septembrie și octombrie, noiembrie. Dacă facem o comparație cu bugetul anului trecut, el este la acest moment cam cât a fost cel de anul trecut, dar la sfârșitul anului, deci putem spune că stăm foarte bine. Suma cea mai mare a fost alocată pentru unitățile sanitare cu paturi, 122 de milioane de lei, urmată de suma pentru medicamente în jur de 45 de milioane de lei. Și pentru medicii de familie se înregistrează anumite creșteri, care îi mulțumesc pe aceștia. Aici, la medicina de familie, în asistența primară, a crescut și valoarea punctului la valoarea unui punct pe serviciu de la 2,1 la 2,2 lei și valoarea unui punct per capita de la 4,6 la 4,8 lei. Deci la acest moment putem să spunem că suntem foarte mulțumiți de bugetul alocat pentru anul 2017 Casei de Asigurări de Sănătate Gorj. În acest moment, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, Daniel Șurlea, spune că este foarte mulțumit de bugetul primit. Peste 11.000 de șomeri gorjeni sunt în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. În aceste condiții, rata șomajului a crescut la 8%. Creșterea s-a datorat unor modificări legislative pentru șomerii care, dacă se angajează, beneficiază de o primă de activare de 500 de lei. Rata șomajului a crescut simțitor la nivelul județului Gorj. Aceasta a depășit 8% și este cea mai mare rata șomajului din acest an. Avem înregistrați 11.085 șomeri,
la nivelul județului Gorj, din care 4.428 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați este de 4.003, numărul șomerilor neindemnizați 7.082. Rata șomajului corespunzătoare acestui număr de șomeri este de 8,05%. Este o rată a șomajului în ușoară creștere față de sfârșitul lunii ianuarie. Creșterea se datorează faptului că s-au înregistrat în baza de date mai mulți șomeri neindemnizați, care obligă angajatorii să le acorde o primă de activare de 500 de lei. Această creștere este clară, se datorează faptului că s-au înregistrat în baza noastră de date mai mulți șomeri neindemnizați, întrucât pe modificările legislative aceștia pot beneficia, dacă se încadrează, deci șomerii neindemnizați care se încadrează la angajatori pe o perioadă mai mare de 3 luni, pot beneficia de o primă de activare de 500 de lei. Și automat vă dați seama că au tot interesul să vină să se înregistreze în baza noastră de date, ca ulterior, după ce își vor găsi un loc de muncă, să poată beneficia de această primă de activare. În județul Gorj sunt 4.003 șomeri indemnizați și 7.082 șomeri neindemnizați. Din numărul de șomeri înregistrați, cea mai mare pondere o constituie femeile. Primarul social-democrat Ion Bârcă susține că, la experiența politică pe care o are deputatul Victor Ponta, ar trebui să știe că nu e bine și nu este momentul să arunci în spațiul public supărările din interiorul partidului. Nu trebuie să le arătăm românilor scandal, ci că putem realiza programul de guvernare, susține primarul din Turburea Ion Bârcă. Edilul spune că anumite supărări trebuie să rămână în partid și tot acolo să fie discutate. N-aș prea da eu indicații lui domnul Victor Ponta, dar problema e în felul următor. Eu zic că aș îndrăzni să spun acum că sunt unele greșeli făcute. Unele greșeli în ce sens? La experiența lui domnul Victor Ponta, nu cred că trebuie aruncat în spațiu public cele spuse acum. Alea sunt lucruri care se spun în interiorul partidului și greșelile partidului, să zicem, cu ordonanța 13, cu alea, cu lucru care Curtea Constituțională spune că nu a fost o greșeală și cu toate aceste lucruri că DNA-ul a intrat abuziv să controleze acele lucruri care le fac politicienii și nu sunt lucruri adevărate și nu e bine ce face nici DNA-ul, nu știu tot, iar lucrurile care trebuie spălate în interiorul partidului și spuse în interiorul partidului, nu la televiziune. Edilul din Turburea speră ca PSD să rămână unit. Edilul spune că nu este deloc bine cum a procedat Ponta. N-aș da eu acum niște sugestii și niște lucruri, dar cred că nu e bine ce face. Am puterea să spun că nu e bine ce a făcut. Tot mai multe voci din partid susțin că scandalul și declarațiile făcute la televiziuni nu fac bine deloc socialdemocraților. Zeci de gorjeni au avut nevoie de internare după ce virozele le-au dat bătăi de cap. Copiii sunt cei mai afectați odată cu schimbarea temperaturilor. Sute de gorjeni au fost diagnosticați cu viroze respiratorii. Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj, spune că odată cu vremea frumoasă și totuși schimbătoare, numărul celor care au viroze a crescut simțitor. În ultima săptămână am avut înregistrate aproximativ 793 de cazuri de viroze cu 29 de internări și la pneumonie am avut 368 cu 28 de internări. Practic, ce mai afectat sunt copiii, deja este soare, este frumos, dar totuși temperaturile sunt scăzute, a fost și o perioadă de umiditate mai crescută în săptămâna trecută și atunci era și normal ca să avem totuși viroze și în această perioadă. Noi recomandăm părinților în primul rând să aibă foarte mare grijă pentru că micuții sunt dornici să stea la aer liber, este soare, este chiar recomandat să stea la soare pentru sănătatea lor, dar totuși să fie bine îmbrăcați și bine hidratați, să nu stea foarte mult în temperaturi scăzute și, bineînțeles, în momentul în care apar primele semne de boală, să se adreseze medicului specialist. De asemenea, rugăm ca în momentul în care apar viroze și pneumonii să nu ducă copiii în colectivități. Este foarte greu să ții un copil bolnav la școală și mai ales și mai periculos este că îi va îmbolnăvi pe ceilalți copii din colectivitate. Cum cei mai afectați sunt copiii, medicii ne recomandă să respectăm câteva reguli generale. De asemenea, specialiștii recomandă în caz de febră copiii să nu fie duși în colectivitate. Locuri de muncă vacante pentru gorjeni. Sunt 311 joburi oferite de către angajatori la nivel de județ, iar la nivel național 1115.
Printre posturile disponibile la nivel de județ, cele mai multe sunt de croitori, dar și de asistenți medicali, bucătari și lucrători comerciali. La ora actuală avem pentru astăzi 311 locuri de muncă vacante la nivelul județului. Cele mai multe sunt pentru agent de securitate, ajutor bucătar, asistent farmacist, barman, bucătar, cameristă, croitori, foarte multe locuri de muncă pentru croitori, dulgher, tâmplar, parchetar, electrician, femei de serviciu, fierar betonist, lăcătuși mecanici, lucrător comercial, mecanic agricol, muncitori necalificați atât pe partea de confecții cât și în silvicultură, ospătari, patiser, pizar, șoferi, spălători vehicule, sudor, zidar, pietrar, tencuitor. La nivel național, prin serviciul EURES, sunt disponibile 1115 locuri de muncă. Prin rețeaua EURES avem pentru moment 1115 locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în Malta, 300 de locuri pentru șoferi de autobuz, în Italia 220 de locuri, asistent medical generalist, infirmier, în Spania 200 de locuri pentru muncitor necalificat la ambalat fructe și verdețuri, în Marea Britanie 181 de locuri pentru îngrijitor persoane la domiciliu, sunt cele mai multe. La ora actuală avem 11.085 de șomeri registrați la nivelul județului Gorj, iar rata șomajului este de 8,05%, în ușoară creștere față de anul trecut. Pandurii Târgu Jiu, CSM Poliaș, se va juca luni 20 martie 2017 de la ora 20:30 pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin. Echipa condusă de Flaviu Stoican speră să obțină un rezultat bun. Chiar dacă este conștient că l-așteaptă o partidă grea luni seara la Severin, antrenorul Pandurilor speră să continue jocul bun din ultimul meci. O partidă grea, o partidă care, sau în care ne punem mari speranțe că putem să obținem punct sau puncte. Mi-aș dori să continuăm evoluția bună din partida precedentă. Mi-aș dori să ne bucurăm după acest meci, chiar dacă întâlnim un adversar care este cotat unul dintre cei mai buni din play-out. Vreau să le facem față, vreau să avem determinare, atitudine și sper să fim bucuroși la finalul partidei. Am văzut și declarațiile președintelui Florin Prunea. Indiferent de situație, vin să câștige și atunci știm că ne așteaptă o partidă destul de dificilă, dar nu le va fi ușor cu noi. Flaviu Stoican speră să le facă față celor de la Poliaș. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc tuturor pentru atenție!